Ora Pământului a fost sărbătorită astăzi în Comuna Argeșeană Rătești, unde a fost organizată o acțiune de împădurire a unei suprafețe de teren aflată în apropierea satului Pătuleni. Evenimentul este rezultatul colaborării între Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului, Primăria Comunei Rătești, Clubul Rotării Pitești și Ocolul Silvic Privat Codri Verzi. Au participat peste 200 de voluntari veniți din mai multe județe ale țării, care au reușit să planteze 1500 de puieți. Între voluntari s-au aflat mai mulți preoți veniți din parohiile argeșene. Bucuria este că împreună cu noi au fost copii, foarte mulți copii. Preoții au răspuns pozitiv, chiar dacă este sâmbătă dimineață, într-un moment în care mulți sunt ocupați la bisericele lor, am găsit voluntari care s-au bucurat să fie alături cu noi la această acțiune civică. Și suntem bucuroși că și la campaniile din anii precedenții vedem rezultatele, vedem că acele mici în păduriri, devin acum păduri serioase și așa cum am promis și împreună cu copiii de astăzi ne vom vedea peste câțiva ani aici la un picnic în mijlocul pădurii, într-o zonă frumoasă, într-o zonă verde, într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Noi avem la dispoziție cu terenuri de 2,8 hectare unde a fost în trecut o groapă de gunoi. Încercăm să facem o plantație foarte frumoasă aici pe această fostă groapă de gunoi. Ne-am mobilizat să plantăm cu specia salcâm, întrucât aceasta se pretează la solul existent. Ocolul silvic va efectua lucrările de întreținere parcursul anului, până când se va realiza starea de masiv, ceea ce o numim toți pădure. Încercăm să transmitem și o lecție generațiilor viitoare. Avem foarte mulți copii din cluburile de copii voluntari care astfel pot să învețe că oxigenul, în primul rând, este important pentru noi toți, înseamnă viață. Prin această acțiune de voluntariat s-a urmărit reducerea efectelor de fișărilor masive, precum și coagularea eforturilor celor care sunt dispuși să lupte pentru protejarea naturii. Acum vreo mai mult de un an de zile era perioada cu tăierile de păduri. Normal că am fost și eu revoltat, dar n-ajungea să fii revoltat și am zis, domnule, trebuie să fac ceva. Și mi-am propus să vin la un moment dat. O prietenă a zis că se merge la plantat, și am renunțat să merg astăzi la schi, la munte, ca să vin în coci. Este necesar să refacem fondul forestier al României, care în ultimul timp s-a cam pierdut? Da, este necesar pentru că se taie extraordinar de mulți copaci și deja, după cum se vede, sunt din ce în ce mai puțini. E important în primul rând pentru că îi creăm pe cei mici, învățându-i ce înseamnă să fii voluntar pe de o parte, ce înseamnă să ajuți la refacerea unui fond forestier pe care, din păcate, noi nu prea nu mai avem. Și e și un pretext de a ne întâlni și de a petrece timp în natură, pe de altă parte. România se situează sub medie ca procent de suprafață împădurită, având doar 27,3% din suprafață acoperită de păduri, față de 32,4% cât este media europeană. Țara noastră este pe locul 10 în Europa în ceea ce privește suprafața de pădure raportată la numărul de locuitori, adică 0,30 de hectare pe locuitor, primele poziții fiind ocupate de țările nordice, Finlanda, Suedia și Norvegia.